Cum vă simțiți așa când vă reîntâlniți toți pe teren? Mă dau seama că toată lumea e bucuroasă când ne vedem. Nici nu ne vedem așa des. Asta măcar, asta zic, și când ne vedem măcar o dată pe an să ne bucurăm de fotbal. Ne aducem aminte de tinerețe. Și cum era în tinerețe? Vremuri frumoase, nu? Hai mă, că nu ești bătrân nici acum. E, nu sunt bătrân, sunt în floarea vârstei. Sunt în floarea vârstei, da. În tinerețe era mai greu, pentru că nu prea puteai să faci nicio, între ghilimele să zic așa, o caterincă. Era seriozitate maximă. Aici mai dăm caterincă, mai să ne simțim bine. Viața unui sportiv și în general a unui fotbalist e foarte grea, mai ales în prima parte. Când te antrenezi, te menții în formă. Te bucuri acum de anumite lucruri de care poate n-ai avut timp să te bucuri când făceai carieră, în sensul acesta? Stai mai mult, vedere că ai mai mult timp liber. Ai mai mult timp liber, da, stai mai mult cu familia, petreci mai mult timp cu familie. Dar în rest, și când eram fotbalist, făceam același lucru pe care le fac acum. Nu e mare diferență, doar că nu mai trezești dimineața ca să mergi la antrenament. Asta zic, nu mai trebuie să te culci de vreme ca a doua zi ai antrenament. Ești mai libertin. Mai este într-un club, o distracție, ceea ce nu prea vă lăsa în perioada sportivă. Nu prea ne lăsa, dar mai furam și noi puțin așa, mai, da, mai mergeam. Voință de hotel, trag să mai urc un nivel, să clădesc un imperiu, să mut visul în castel. Mă uit în spate mult și văd un fuștan, pasionat de sport și carte și fără niciun dușman. Dar faceți sărbători? Sărbătorile le fac în București, iar după sărbători să văd dacă îl conving pe Pulhac să fugim în străinătate. Da. Când era Dacian Varga când era copil, când aștepta să vină moșul, când aștepta Crăciunul, nu știu, îi scriai moșului, îi doreai ceva anume, cum era perioada aia? E, sincer, ținând cont că și tatăl meu a fost fotbalist, cam de Crăciun aveam tot ce-mi doream, adică nu trebuia să mai scriu vreo scrisoare sau să fac vreo mare compunere. Nu, am avut o copilărie frumoasă și părinții mei chiar mi-au oferit tot ce am vrut. De cine te-ai simțit mai apropiat? Nu știu, de tatăl tău poate că era în același domeniu, de mama ta că te-a susținut? De mama, mereu am fost mai aproape de ea și sunt în continuare. Adică ea venea la toate meciurile, mă încuraja și când mă certa când nu jucam bine. A, ce spunea? Ținând cont că nevastă de fotbalist, chiar se pricepe la fotbal. Începuse să prindă puțin, nu? Dai seama, mergea pe stadioane, are 20-30 de ani de când mergea pe stadion. Știa cu ce se mănâncă fotbalul. Chiar vorbeam după fiecare meci vorbeam cu ea. Bineînțeles și înainte vorbeam, chiar înainte de fiecare meci o sunam și mă încuraja de fiecare meci. Când a fost momentul în care tu ai realizat că vrei să calci pe urmele tatălui tău? Păi eu de mic mergeam. De când juca tata la Dinamo, mă lua cu el la toate antrenamentele și așa am ajuns să divinizez fotbalul, că chiar l-am divinizat. Ținând cont că de la 2 ani merg pe stadion, nu a fost greu să mă convingă cineva să mă apuc de fotbal. Uitându-te înapoi, ai vreun regret din cariera ta ca fotbalist? Nu am regret. Dar sunt fer convins că...